să vă mai arăt o dată plaja. Are o vedere mai bună de aici. Vedeți că încă partea asta e pe umbră. Frumoasă plaja așa, retrasă în acest golfuleț mai ascunsă. Publicului larg. Am văzut-o doar fiindcă m-am oprit acolo. Bine, probabil că oricum o vezi din sat de acolo dacă ieși până pe rocile respective, se observă și plaja. Doar că altfel nu o vezi. Oh, văd că au o parcare mare chiar aici în sat. De obicei, de fapt, la ce mă puteam aștepta. M-am mai spus, îmi place asta la Greci, măcar atât au făcut. Și au amenajat parcări aproape de satele și orășelele care sunt obiective turistice. Cumva să încurajeze pe turiști să le calce pragul. Putem să observăm de aici în golfulețul cum sunt săpate în stâncă casele. Wow! Asta pare mai interesant decât și decât Forcovounii și decât clima. Ia, haide să investigăm noi mai amănunțit. Frumos bisericuța sonează aici. Oh, tot felul de mese cu bănci. Poți să stai frumos la viu. Oare pot coborâ pe aici? Pot. Oh, cât de frumoase sunt bărcuțele. Chiar așa. Deci a zice că acest sătuc este preferatul meu dintre toate pe care le-am văzut până acum. Pe lângă că e construit așa într-o formă de semicer, după cum este geografia locului. Dar îmi place că astea sunt săpate mare majoritatea caselor, dacă nu toate, direct în stâncă. Ia uitați. Foarte frumos. Un pic mai murdar apa aici, dar te aștepți. Unde e om, acolo e și mizerie, nu? Cam așa funcționează. Oamenii săraci. Mă întreb câți dintre ei ori mai fi pescari. Fiindcă sigurat astea toate au fost proprietățile pescarilor. Nu știu câți dintre ei ori mai fi în zilele noastre pescari. Foarte idilic acest sătuc Mandrachia. Merge. Și de poze, și de văzut. Vedem ce mai găsim pe partea cealaltă. Wow, deci cel mai tare, nu cred. Aceasta este aerisirea casei, probabil. Are omul ca un hol cu scări. Și direct urcă, de acolo urcă direct sus. Aia, da. N-am vrut să filmez chiar acum. Era locatarul acolo înăuntru.
N-am vrut să-l filmez chiar pe el să fiu așa nesimțit, cum sunt eu de fapt. Dar mai am momente în care mă pot abține, pare să. Oh, mai avem și aici ceva. Wow, super, uitați-vă și la acele locuințe. Stați un pic, că trebuie să ajungem și dincolo. Cineva face baie, frumos. În rest, cum a ieșit de acolo, din golf, apa curată, un verde strălucitor, străveziu, cum îi zice? Spuneți voi, cei mai știutori între ale vorbirii limbii române, ce culoare are apa? Fi de la reflexia luminii, mă rog, cine știe. Oh, cred că mai văd pe cineva care face baie dincolo. Ia uitați, o grotă acolo. Și dincolo proprietatea construită. Deci apa asta de atât de superbă că te îmbie să sar direct în ea. Vreau să ajung și dincolo. Acolo unde e foișorul și cu cealaltă parte. Dar asta nu e chiar atât de... Nu e sătucul chiar atât de mic. Oricum, Forcovounii a fost cel mai mic. Era minuscul. Câte case? 4, 5, 7 case. Plin mai mare iar. Ce-o fi fost aici? Mă rog. Punct de ancorare pentru vase? Pentru vase mai mari sau... Voi care vă pricepeți, vă aștept în comentarii. Învățați-mă și pe mine, la ce a folosit acest ciot de beton. Ancorare? Am zis și eu ancorare că văd funie. Dar vedeți că, da. Are o construcție interesantă, este vopsit. Oamenii încearcă cât de cât să păstreze cât de tradițional. Uitați ce frumoasă băncuță! Uitați ce frumoasă bărcuță! Partea asta la alta orașului. 2, 4, 6, 8. 8 căsuțe plus acestea. Doamne, cât e de frumos! Mai e și stâncile... Wow! Ia uitați bucățile alea de stânci, care seamănă cu cele de la Sarachinico. Aceeași rocă. Chiar e super mandrachia. Nu mă așteptam. Foarte frumos. Vedeți că am văzut ceva interesant în timp ce făceam pozele. Chiar mă întrebam dacă nu o să dau peste această imagine. Imagine iconică sau cum e termenul, imagine de referință. Numai să nu strize cineva la mine, să mă înjure. Deși din ce am văzut nu prea au grecii treabă. Ia uitați-le frumos cum stau. Doamne, sunt geniale!